Salutare oameni și bine v-am găsit la un nou clip din seria 10 lucruri, acesta fiind 10 lucruri mici, dar care fac diferențe mari atunci când le știi. Vă mulțumesc super mult pentru tot suportul de la ultimul clip în care am vorbit despre cum să dai rank up în fiecare divizie. Vă mulțumesc și pentru activitatea de pe streamuri. Înainte de clip aș vrea să vă mai rog să îmi lăsați un like și un subscribe pentru că mă motivează super mult să continui, iar acestea fiind spuse, să trecem la clip. Numărul 1. Nu investiți banii în helmet atunci când inamicii au full buy. Cu economia actuală de la CT unde poți câștiga 10 runde la range să pierzi una ca să intri în eco, trebuie să avem mare grijă la cum ne cheltuim alocația. Nu are rost să dăm un extra $350 pentru o cască când AK-urile și AWP-urile oricum îți dau one shot headshot dacă te nimeresc. Numărul 2. Dacă te-ai regăsit de multe ori în situația în care nu ai avut diffuse kit și ai crezut că ai timp să dai diffuse, dar s-a dovedit că nu, acest trick o să vă schimbe viața. În setări la audio este o setare numită 10 seconds ceva, când bomba este plantată și mai sunt 10 secunde o melodie specifică începe. Dacă ați dat diffuse după ce a început melodia aia, puteți să renunțați la rundă în cazul în care nu aveți diffuse kit. Numărul 3. În cazul în care vă regăsiți des în mid, iar când bomba este plantată, GPS-ul vă ocolește prin upside când bomba e B-side, o să vă ajute să știți faptul că atunci când bomba este plantată în B, ticăitul acesteia este diferit față de atunci când este plantată în A. Numărul 4. Revenind la alocații și salarii, e foarte important să știți că la fel ca în viață cum unele joburi sunt plătite mai bine ca altele, așa și pe CS kill-urile sunt plătite în funcție de armă. Spre exemplu, kill reward-ul basic pentru pistoale și rifle-uri este de $300, excluzând AWP-ul care are un kill reward de doar $100. SMG-urile au un kill reward dublu, acesta fiind de $600, excluzând pe 90-ul. Iar shotgun-urile sunt cel mai bonos business după cuțit, având un reward de $900. Iar cuțitul menționat mai devreme oferă un bonus de 1500 de dolari per kill. Încă două mici detalii care trebuie menționate sunt faptul că Zeus-ul nu are kill reward, iar pistolul automat CZ oferă doar $100 per kill. Numărul 5. Durează undeva la ușor peste 3 secunde să plantezi o bombă. Dacă când începeți timerul arată că mai sunt 4 secunde din rundă, înseamnă că aveți timp să plantați. Dar dacă timerul indică 3 secunde, din păcate v-ați ratat șansa. Numărul 6. Dacă stați pe crouch cu fața în pământ și apoi vă uitați puțin în față și începeți să mergeți ușor în spate, nade-ul sare mult mai sus decât ar trebui și poți încerca câteva idei de pop flash foarte utile. Numărul 7. Când scoateți spinul de la grenadă se aude, așa că aveți grijă cum faceți asta. Poate să vă ajute sau să vă încurce. Dacă auziți că un inamic aruncă o grenadă, recomandarea mea este să dați rush pe el și să-l omorâți. Dar în același timp aveți grijă și voi puteți face fake la acel pin apăsând click să aruncați grenada, iar apoi să schimbați repede pe armă. Numărul 8. Trebuie să avem grijă la fiecare detaliu când jucăm CS, mai ales când vine vorba de bani și resurse. În cazul în care știți că echipa adversă este pe un low buy sau chiar eco, încercați să ascundeți armele pe care le găsiți pe jos, pentru ca acestea să nu le salveze sau mai rău să le găsească și să vă bată cu ele. Numărul 9. Acuratețea Deagle-ului este mai abstractă decât o emisiune pe canal D în 2009, dar unul din lucrurile pe care le pot spune despre aceasta este că, deși noră pentru mama mea era de căcat, lumea încă încearcă emisiunea aia în 2020. Iar legat de Deagle, atunci când mergi pe crouch aveți acuratețe de peste 90%. Numărul 10. Din păcate, dacă aveți un PC care nu vă permite să țineți setările pe high, sunteți puși în dezavantaj când vine vorba de fumul produs de focul de la Molly. Acesta este mult mai negru și mai des când aveți setările effect detail și shader date pe low, comparativ cu ele setate pe high. Cam atât și cu clipul de azi, sper să vă ajute, lăsați-mi în comentarii dacă ați aflat ceva nou, dacă v-a plăcut nu ezitați să dați un like și un subscribe, cam atât de la mine, mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, stay safe!